Salut, salut, salut! Dar ce mai faceți pe vremea asta de căldură? Mai puteți? Eu nu mai pot. Voi ce faceți când e așa cald? Ce beți? Apă? Ceai? Bere? Vin? Sau ceva mai tare? Nu cred că armere. Of, Doamne, și eu am zis că pe vremea asta, oricum e mai cald afară, așa e? Da, știu, știu. Și dacă nu ai zi dintre acela? Ei, ace. Ei, si. Atunci mai bine ne descurcăm și cu ventilatoare, nu? Vorbim despre 5 ventilatoare astăzi. Vrei să întreb? Dar unde e al cincilea? Nu știi matematica. A, e casa. E una mare, știi, aia, albă, din care știe toată lumea, clasică. Cum e ăla? O zic și mintinaș. Dar mai întâi începem cu astea mai micuții, ok? Bun. Deci, unul la mână. Hai să începem cu cel mai ieftin, ăsta. 30 de lei. Made in China! Da, normal. Și îți dau o chestie. Din asta, știe. Apoi aici, știi. Nu intră așa. Păi din asta nu mai intră. Are probleme. Poate și mintale. Vai. Da. A, stai, stai. Înainte să stai să bem un pic. Ah, ce bună e rece. Deci, 30 de lei. Toate am luat de pe teamdeals.ro. E un fel de EMAG, și deci oricum găsești și pe EMAG, nu-i stres. Și normal că îi dai și aia mere în mai multe etape și aici are și în bambuleț ca să și vezi noaptea. Doamne Sfinte, nu știu pentru ce îți trebuie să vezi noaptea. Da, da. Plus, normal, baterie din asta direct vine cu el. Am mai avut eu din ăsta, dar atunci am fost în Paris. Și ca de obicei, și am stat și eu la o terasă, și ca de obicei și la noi, mai vin din ăștia. Îl spune acolo pe masă, na, trebuie, nu trebuie. Și atunci au venit unul cu ventilatoare. Și au început mie să zică, mă rog, să zică, că eu nu știu franceză, să-mi arete, eu cu engleza. Că, ce-au zis, 25 de euro, unul? O, stai, frate, o, că totuși am venit din România, mă știu. Da, din astea. Să nu vorbim. Hai, părcoci. Da, două, la 20 de euro. E bine? Ha, că bine a fi. Așa, mă. Oricum, ăla a fost mult mai mult, o ținut mult mai mult decât acesta. Deci ăsta m-a ținut nici o lună. Și l-am dus. L-am reparat, da? Ce bete sigur au fost. Au avut. Unul la mână. A venit cu, când dădea, așa, făcea așa, să dădea de ăsta, elicea. Am crezut că mor. Ok. După aceea s-a rezolvat elicea, nu știu ce. După aceea a fost problema de, l-am încărcat. L-am pus ăsta și cu tot cu ăla ce e hăpt înăuntru, așa, cu tot cu aia l-am scos. L-am prefăcut, da, au mai mers două zile. Da. Și acum nu mai intră încărcătorul. Stas! 30 de lei, nu? Ce vrei? Dar totuși ăla ce-am cumpărat de tot. Și tot din made in China. China vieții. Na. Mai ce să faci? Next. Am zis că iau și un din ăsta. Ăsta e făcut în Italia, Doamne Sfinte. Și na, arată foarte futuristic. Modernă. Zici că ea ar fi alien, așa. Bine, sunt și pe alte culori, portocaliu, verde, din alea. Ăsta a costat 60 de lei. Bine, eu acum zic prețul fără și transport. Transportul e așa, între 10 și 16 lei maxim. Deci, da, plus, e bani. Ok, la ăsta a trebuit să pun baterie, ăla cu 3 de AA, și să pun chestia asta de încărcător aici și normal tot așa la acesta. Hai să încerc că mai mere? Nu mai mere, că de fapt nici nu am. N-am. Pardon. Oricum, trei. Și are on-off. Ia niște, n-am. M-am speriat. Mere. Aici, aici e problema la acesta.
Deja mai pe on, normal. Na, na, a, iar mă, că și-a dat drumul. Și s-a oprit. Iar s-a și-a dat drumul. Na, asta are bechea și guri. Cum îl pun așa? Așa mere doar. Deci, bine, și ăsta a fost refăcut, normal. Am pus eu... stai, că am lapsus iară. Baterie, da. Ghiși ce? Vezi ce bine arată acolo? Na, opa, nu te oprești, nu, bine. Hai că l-oprim un cică, așa. Ia ce fain arată, vezi? S-a topit. S-a topit bateria. S-a topit acolo, fain și frumos. Plus, plus, motorașul ăsta micus de aici se înfierbânta pe repede și nu în bine. Da. Deci, așa mere. Refăcut, desfăcut, remontat, chestia aceea cealaltă. Ghișe, 60 de lei. Merită. Da. Și mai știu cum sună, înainte nu sună așa. E nervos. Vai, vai, bine. Du-te de-a și că nu mai vreau să te văd. Pa. Bun. Normal că trebuie să iau alta, nu? Eu n-am văzut denumirea. Wow. Zici că în stil japonez, cu denumire de kiwi. De ce? Păi. Ia. Are semințe acolo, pictate pe ea și zici că de acolo kiwi, dar eu n-am văzut kiwi albastru sau mov în veci. Ok? Cu semințe din astea. Poate fructul dragonului, dar și ăla lăuntru, ori alb, ori roșu, roz, ceva de genul. A fine, dar îmi place. Astea două sunt oricum din plastic. Ăsta măcar, bine, elicea lui plastic, dar... Acesta! Ia! Fier! Și fain. Așa, îi direct de aici, nu mai trebuie să-l scos ăsta. Are în bumbă, așa, coace încolo. Ăsta a fost... Am iasă, am și uitat. Am unul de mult, m-am cumpărat. Dar ceva e genul, de 60 lei, ca și ăsta. Sau un pic mai puțin. Eu cred că totuși a fost mai puțin, acolo 50 de lei. Dar asta chiar îmi place. Hai să punem. Uai. Totul să desfacem. Căbluțul, nu? Ui, 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 ui. A! Mă, doamne, ce fain am făcut. Am se vede sârma asta, ce caș o să-i păi el. Iaaai. Am desfăcut și guess what? La ceva ce n-am avut niciun prospect, nici nimica. Asta atât m-am uitat, unde, din ce, de unde, că nu știu de unde ești. Nu scria că mea e din Italia, cum a fost la roz. Sau la ăsta, medicina, da, se vedea deja și cum a fost deja în ce cutie a fost, ia, doamne. Da. Ăsta are și prospect. Oh-ho. Da, deși scrie că country of origin, China. Ok. Deci originat de acolo, dar mai altfel făcut, nu știu. Și 16.000 de olimbie. Germană, engleză, ungurește, hei, ungurește, cehă, poloneză, țâcă, îi slovacă, mă gândesc, nu? Și română. Și o chestie ce era, nu demontați aparatul, zice că. Astea două deja le-am demontat. Pe ok, că nu, totuși e plastic. Și asta se poate demonta, dar mi-e sfinticare, șuruburi. Și încă o chestie ce-am mai găsit, hei! Și vrei să mă întrebi, ce e? Păi, uită-te! Piciorușe, hei, nu cumva să pice de pe masă, măi! Of, la naiba! Nu prea-mi trebuie, da? Aca! Să demonstrăm! Tot timp să-l pun un șurice.
Și nu sună așa oribil. E ok. Un test din ăla, știi, ca și cum vezi în reclamele pentru păr de șampon, din ăla, știi. Flutură părul în aer. Se simte extraordinar de bine. Asta e mai bine. Cam atât. Poate nu chiar de la ventilator. Bun. Da, înainte să ajungem la asta, vreau să vorbesc despre cel mare, care a costat 110 lei. Da, ăla a fost cel mai scump oricum. E bun, e bun. Acum o să pun un video cum l-am montat și din închinaș. Dar o chestie să vă zic ce mi s-a întâmplat. Știți că am pus videoclipul de că am vopsit dulapul și a trebuit și să se usuce și așa mai departe și cum nu prea n-am climă și din alea urmă că a pus ăla ventilatorul să meargă acolo mult și bine, l-am lăsat cam aproape 4 ore să meargă constant pe 1. Deci nu am pus până pe 3 să meargă acolo. Și? Normal că între timp m-am dus și eu să mă răcoresc. În casă era cald. Afară era și mai cald. Am răcorit eu cu o bericică așa. A fost perfect. Chiar era și ziua din nașterea copilului. Am mâncat și un pizza. Super. Pe care vin acasă. Văd ulei. Și se prelingea pe ventilator, până la tastatură. Și de la motor. Și no, Doamne Sfinte, de ce? L-am montat bine, normal. Da, după instrucțiuni, la 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 la. Dar cred că înseamnă că nu trebuie să lași așa de mult. Constant. Că de altfel nu ia raza. Nașpa. Dar măcar să știți, să nu lăsați să mă arăcă. De mers, merge, nu-i fris. Normal. Dar nu lăsa așa de mult. Lasă măcar să zic așa jumătate de oră, 40 de minute maxim, dar nu mai mult. Bun. Ha. Videoclipul. Deci, oricum, după cum am luat ăsta, știți, care, ăsta de la Aramor. Care? Care a fost 33 de lei. Și acum am cumpărat și ăsta de pe net. Triamed. De pe site-ul catena-maiușor.ro, ceva de genul. Și ăsta, cum se vede, e mai altfel. Da, 120 de lei. Și mi-a pus ăsta. Și oricum, am observat, un pic e mai lung. Și are doar 3 scaiuri. O să bag de ajutor și tot așa cu atelă. Și are și așa o mușama, ceva aici. Ghețânțari. comparație banii. Și bine, oricum și materialul e mai altfel ăsta și are și din asta ca să respire pielea, nu ca și celălalt. Știi? Nu, nu-i stres. Ambele îmi plac oricum. Și știu, vezi chestia asta aici. Ventilator. 3 ventilatoare am cumpărat. Una, aia, clasică. Și acum trebuie să și-l fac, nu? Ioi. Una e asta. Ia, mai am aici o hârtie. Și hârtia asta zice: citiți cu atenție instrucțiunile de folosire înainte de prima utilizare. Nu, Doamne. Chestii importante, zice că. Asta trebuie să vin așa, mă gândesc, nu? Așa. Hai să vedem ce zice. Neinstalarea corectă poate provoca incendii, șocuri electrice și chiar răni. Nu, rani persoane. Cu doi ei. Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța sau când îi schimbați locul. Altfel, cum vrei să duc de aici în cealaltă cameră, nu? Totuși. Plasați ventilatorul pe o suprafață plană, stabilă, într-un spațiu deschis. Nu, o să-l pun aici. Și dau drumul. Nu așezați aparatul în spații cu umiditate ridicată. Nu, îl pune în vană, cu apă. Conectați aparatul la o sursă de curent cu intensitate corespunzătoare.
Da, 220, nu? Volți. Nu scoateți aparatul din priză atunci când aveți mâinile ude. Da. Oare nici cauză. Din alea o să face. Nu forțați cablul pentru a-l deconecta de la priză. Întotdeauna apucați de la șecher. Nu folosiți aparatul dacă cablul de alimentare sau chiar aparatul în sine prezintă defecțiuni. Instrucțiuni de asemenea. Deșrubați piulița elicei și cea a grilajului spate. Deja lui. Deșrubăm, n-avem cum, că ia, are chestii din astea. Ce fain însă. Ia. Intră acesta. Cu aia trebuie să aprins. Nu stă la fel, vezi? Și aici are o găuriță. Unde? Și aici este găurița, deci ceva de genumere atunci. Bă, deja mă doare mâna. Am obosărât, Mical. Bă, nu vii. Montați grilajul spate, apoi fixați cu piulița. Stai să scot piulița și tăche. Hai, mai am o chestie din acesta. Nu știu. Și-a picat. Sper că nu piulița. Ia ce mare. Hai să-l scot totuși. Nu? Așa. Ioi, se mișcă. Se mișcă capul. Nu știu că se mișcă. Nu, bun. Așa. Da, da, piulița s-a picat acolo. Ah. E pun goliță, l-a prins așa, să mă chinu eu, să îi desfac, frumos. Nu cumva să rămân fără una, nu? Încă una. Aci. Chestii, buburuze, mici, de tot. Ce? Ia-i, damnicoțe, și cu ce fac dintre acelea, nu știu. Trebuie să mă uit dacă găsesc. Deci, gaură pe gaură. Și aici și și aici. Și are o... O gădeva, damnicoță. Și eu trebuie să-l pun acolo. Dar așa nu face nimica. Aici nu face nimica. Nu-i așa. Deci că nu-i așa. Deci, aici au avut chestia asta, deja pus. Trebuia luat jos și pui ăsta. Și are bumburile astea mai în afară, care le pui așa. Și după aceea, stai să mă uit. Așa, pui ăsta, așa. Și îl învârț. Așa. Bun. Aici mai are chestia aici. A? Și zice că după aceea pui Elicio! Așa. Cu chestia asta în spate. Ok? Ok. După aceea pui numărul 3. Da, de asta iar se mișcă. Doamne, trebuie să șurubez minchinaș. 3-ul, piulița Elice. Care, ăsta e ultimul, de fapt. Deci ce? Sau ăsta e? Ăsta e. Mai ai zici că o mai trebuie să fie încă o chestie dintr-o acesta. Invers. Așa. Hai să pun. Mai încoace. Să-l strâng. Așa. Bun. Deja arată bine, nu? Dar, mai trebuie. Grilajul. Nu? Unde-i? Așa e, bine. Că aici e aia. Trebuie pus. Da. Pentru asta trebuie să stau jos. Miau, miau. Așa. Gaicile astea. Așa. Hai, învârșit un ticuț. S-a învârșit de tot. Așa.
pus ăsta, ci... Nu știu care e faza, dar nu vreau. L-am pus bine, dar ăsta în sensul rubează nici cum. Pe mare găurița. Nu opri. Atât acum l-am pus. Ioi, hai, dă repede. Ăsta în spate, ce vine. Ia mai dar mic ești. Nu cum să am zice că nu mai găsesc în veci. Yay! Ce-i hătă ăsta aici, e ce micu-i. Să fac bine. Un patent, ceva, da. Crezi că femeia are în casă patent? Ia, mai, mai, ia, ia, ia. Avem pe cineva ce. Na. Bine a fi. Și ăsta oare pentru ce îi? Pentru picior. Așa. Și trebuie să pui ea. Are și din ăsta încă să pui aici. Vezi? Trebuie să-l fixez acolo. Cumva! Ah! Frumos a sunat, înseamnă că e bine. Și piulițele astea e pentru picior. Aici, ia. Să nu alunece. Frumos, așa. Na. Nu vrea să intre. A ce? Nu știu care e faza. Dar nu loc. Las că avem aici. Ia. Are plastic în pus aici. Perfect. Mă gândesc că mai are, nu? Hai să încerc. Cumva! Draga mea, draga mea. Pus aici, mai frumos. Zice că 0, 1, 2 și 3. Da, nu, nu știu, voi vedea. Pus în priză. 1. Doamne ferește, dar de ce sunt așa? Dă-ne grila așa, ce? Trebuie să o revăd. Na, zice că a fost aici, un pic îndoit înăuntru. Hai că pun din nou și vedem. Hola, țicina. Țicina? Aia a fost, a fost îndoit. Ce bine. Hai, dar te mișca în halul ăsta. Stai să scot bumbul celălalt din spate. Așa. Și așa nu se mai mișcă. Hai, mișcă-te un pic. Stai mai așa, în centru. Așa. Mă gândesc că ați râs așa un pic de mine. Vă lasă mai ho-ho-ho, tați. Și hai să vorbim despre ultima asta. Nici măcar nu l-am ias făcut. Tăt zice că made in China. Ok? Și o chestie interesantă ce am văzut. Ăsta am găsit la 80 de lei. Deși tăt așa arăta. Tăt, nu știu ce. Am văzut numai prețul din alea. 110, 150, 250, aproape 300. De ce? E aceeași. Care-i faza? Nu știu, nu mă cam arată cea mai ieftin. Îmi place să cumpăr ieftin, ok? Bine, ieftin și bun, da. Ah, văd că asta tot așa, adaptorul USB are. Deci numai celălalt a fost la priză, e băgat. Uf, e așa în pungă. Na, bine. Deci și colț, humidifies, 3 speed. Bine. Am gândit. Instrucțiuni, mă, dar... Sunt multe, sunt multe. Cehoslovacă, încăsă. D, normal, Deutschland. N, English, grrrr, grrrr.
Grecia, nu? Păl, nu aia, Polonia. Ro și sc, 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 Scandinavia. Slovacă. Nu, dacă nu e aia, știu că e slovacă. Mă rog, așa știu. Eu știu, eu știu. Mă, da, direct la română am deschis. Pagina 25. Ok, ok, ok. Pentru un efect de răcire mai bun. No, să nu vă niecați. Puteți să aparatul la... Puteți, nu, puneți. Puteți să puneți. Aparatul la un metru distanță față de dumneavoastră, cu grilajul din față orientat spre dumneavoastră. Aparatul nu este proiectat pentru a răci suprafețe mari, cum ar fi o cameră. Aia nici mai pe tine. Ah, ok? Folosiți-l pentru a vă răci zona personală de lucru. Zona personală de lucru. Mă, da. Oh, și mai am o chestie. Mă, da, ceva conotație are. Zona personală de lucru. Ok, ok. Nu știu. Ce ziceți? Îndreptați? Sau nu? Warranty card. Ok. Fel de certificat de garanție. Bun. Bine arată. Așa. E acolo cool touch. Bă, deja are 3 bombori cu semne diferite, deja nu mai știu care ce e. Bine, ăsta e nu știu. Da. Dar de la lui scăpa. Nu știi că e grea. La mânurile mele de... Normal. Bun. Ciao. Ce văd? Am văzut, am văzut. Ce-ai văzut, bă? E rica mea. Ce să văd? Acolo, prin multe chestii și trestii și... Ce-i acesta? Se poate desface? Ok, nu. Normal. Să punem, să desfacem. Oricum, zi, dar tot e la fel, mă. Tot e la fel, toate e la fel, toate e la fel, ia, 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 ia. Mă. Dacă rămâi fără din ăsta, nu-i stres. Și încă dată rog, era telefon Mary. Ăsta normal, nu la lat și... Ce? Hai să pun în ăsta, că ăsta e dual, mă. Puteți să luați și dintre acestea, că e bun. Da. Foarte bună. Și unde... Unde ți-o bag? Numai că aici am spații. Nu? Ia-i. Hai să punem totul jos. Ești cam strântă. Nu. De ce? Deja. Nu fost sănă, doamne sfinte, s-a fost sănă, dar... Sudorile deja în reme. Pe mine. Dar de ce nu vrea? N-am simțit găuri. Ajutor. Deci, ca așa gugu. Normal, aici se poate pune apă. Trebuie desfăcut cu o lingurița. Așa. Ta-da! Ce mișam? Așa, la. Și ce că se poate lua de aici ca să nu rămână apă, nu știu cum. Stai totuși. Să citesc. Eu zic că manualul de utilizare și instrucțiunile sunt importante, nu? Eu așa zic. Unde-i butonul normal că zici arată la. Pentru un efect de răcire mai bun, puneți aparatul la un metru distanță față de dumneavoastră, da, care deja am citit-o. 1. Deschideți rezervorul pentru apă și umpleți-l cu apă. 2. Conectați aparatul la o sursă de alimentare sau un port USB compatibil al unui calculator. Nu neapărat, după cum se vede. Ok, apăsați butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul. Am înțeles să trăiți, n-am pus apă. Deși se poate pune apă, dar cu o chestie așa cu... Știi? Margoșon, pe lângă. După aceea bea și gură să aibă, ca și... Și nu-i bine. Ia, s-a făcut albastră. Și-a dat drumul. Ia, mă, și aici se vede viteza. Aici... Bine, nu se vede. Ai un bomb, ăsta de bumburi. Mă rog, bumburi, nu. Îl zici că e primul stadiu. Mă, că mai dau încă o dată?
se oprește. Deci asta e doar de oprit și pornit, ok? Și aici zice că de ventilație, așa arată, așa ceva. Și aici zice că ar fi scoare. Bine. Trebuie să mă arăt, hei! Ia, acum e verde! Acum e verde! Ia, acum e verde! Vezi? Așa se vede mai bine. Ia! Ah! E mov! Culoarea mea, culoarea mea! Acum ce-i? Să-l verde? Da, mă! Hei, acum e albastru! E poștru! Am e alb, nu? Ba nu, e un fel de turcoaz. Da, mă? Fără lumină! Și și roz! Mă! Și ambientală. Oh. Bun. Hai aici mai sus. Pe sus, în amantare. Și dacă dau pe ăsta de Alice? Dă mai tare. Dă-i acolo. Ok. Nu unde șacă? Dacă pun mâna pe ea, se sperie de mine. Na, hai să ies. Și mai tare! Mă place. Sună, sună, da, da. Așa că să-și facă și e treaba. Ca un ventilator bun, nu? Bravo, dragul tati, bravo. Na, păi, nu ai stres, așa. Mov îmi place, trebuie să lăsăm pe mov. Ok. Place la mine, hei. Mă mai să amargă. Mă, ca și celălalt e dauă. E. Da, din alea. Mă răcoresc un picuț. Încă n-aș revină. Ah, m-am răcorit acum. Da, mă gândesc că tot v-ați întrebat. Dar de ce nu pe tot așa un pic de apă în ea? Hai că bun, mă. Doar e dragul vostru, că la mine umidificare nu-mi trebuie mai lăsat la mine acasă, că deja am ucigai pe tavan. Oh, Doamne Sfinte. Dar oricum, să sperăm că prin august sau septembrie o să renovez normal. Uite cele, anti-ucigai, la soluții, lăc. Da, ok. Deci mai întâi normal, trebuie oprit. După aceea să punem, da? Hai, pun un picuț. Deci acum am dat seama cam cum a mers, ok? Și acum cu un pic de apă, să ne punem pe lângă. Mare grijă. Așa, am pus un pic. Bun, și dau drumul acum. Are o găurică, văd că aici, într-o parte. Cred că e la aia și aia o să-l dăm seama că are patunie. Hai că trebuie să, cred că trebuie să mai pun mai multă apă, totuși. Okay. Că aici, într-o parte, are o găurică. Am rost amiros, nu știu de ce. Probleme. Hai că mai poane atunci, așa. Tot. Gata, am pus tot. Să vedem diferența, nu? Ceva de genul. Hai, pun la maxim. Adică a treia etapă. Așa. Care-i faza? Așa cam să zic, dar zic că e cam aceeași. Mare diferență, nu văd. Nu simt, nu că nu văd că e vrăzotare. Ultra violete, ce la... Cu laserul. Doamne frică, de ce vreau să zic ciclop? Ba, 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 de ceva de genul era superhero, ce la... Cyclop, Cyclop, Cyclop. Cu laserul ce dădea, dă cu era cu... ochelari de soare pe el. Și nu dădea jos, că dacă dădea jos, direct... Mă, dacă ar fi așa, cu doar cu ochii la soare. Dar bine, nu zic că nu-i rece. Deci, îi rece. Da, nu știu. Nu mi se pare mare diferență. Cu apă sau fără apă. Atât acolo. Na. Ce să zic? Cum o să scot apă din ea? Bună întrebare, să nu cumva să amargă pe aici și pe aici și pe care va parte. Doamne, doamne. Da, așa e, ok. E la nivel. Nu se mișcă aici masa.
probleme mentale. Se mai întâmplă. Da, oricum, ce am vrut să zic, deci. Care cât a fost? Cel mai ieftin, 30 de lei? Nu. După aceea vine ăsta, care chiar îmi place, 50 de lei. Ăsta, 60 de lei de aruncat. Ăsta, 80 de lei, merită. Ei, apoi apă. Apoi apă, cum vrei. Nu zic eu aici ce și cum, dar încă o chestie a zis aici că... Înainte de a curăța aparatul de conectație, normal, curăța dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați, utilizați agenți chimici pentru a curăța dispozitivul. Și normal, trebuie să șterge bine, că dacă nu, bine, ce mai zice aici? Dacă nu veți folosi răcitorul de aia o perioadă lungă de timp, goliți rezervorul de apă, porniți unitatea și setați cea mai mare viteză pentru cel puțin 4 ore. Da, 4 ore. Această operație usucă filtrul și interiorul unității. Dacă unitatea rămâne umedă o perioadă lungă de timp, aceasta va fi deteriorată prin apariția mucegaiului, ce urăsc eu cel mai mult. De aceea n-am vrut să pun apă. Ce altfel? Am pus. Am vrut să aștept. A fine. Și normal, aparatul acela mare, o să de cele, care merită, după mine, portabilul ăsta, la 50 lei, care nu e plastic. Ok. Și ăsta. Ca și la buget, zic. Am un care o să țină mai mult, ăsta sau ăla, evantaiul ăla mare, clasic, la 100 de lei, asta nu pot să zic acum. Dar, nu știu ce să zic. Încercați. Sper că v-a plăcut. Și să fim răcoroși pe vara asta.